Asociația Tășuleasa Social a declarat ziua de sâmbătă, 28 martie 2015, Ziua Arborelui, printr-o acțiune de împădurire. Cu această ocazie au fost plantați aproape 700 de puieți de stejar și frasin într-o zonă considerată cu risc de alunecări la ieșirea din Batoș spre Monor. Tășuleasa au adus puieții, cei din Batoș, copii, părinți, dascăli, din aparatul primăriei, au fost prezenți, s-au mobilizat, au fost 40 de locații din județul Bistrița, Suceava și Mureștile, unde s-au desfășurat astfel de acțiuni. Acțiunea vine ca răspuns de mulțumire față de cadoul primit de copiii din comună în luna decembrie a lui 2014, prin campania Camionul de Crăciun, organizată de Asociația Tășuleasa Social. În schimbul cadoului primit, fiecare elev și preșcolar trebuia să planteze un copac în ziua de 28 martie. Am simțit din partea copiilor dorința de a-și răsplăti cadoul pe care l-au primit și chiar s-au muncit repede și bine. Voluntarii au fost susținuți și de un oaspete mai deosebit, actorul Marcel Iureș. Domnul Marcel Iureș, care este și el voluntar al aceste acțiuni, au venit la noi, ne-am bucurat să fie alături de noi, să avem așa oaspeți și lui i-a plăcut ceea ce s-a întâmplat și i-a plăcut în comuna Batoș. Sigur, la urmă i-am dus la o degustare de vinuri de Batoș. Astfel de împăduriri vor continua. Din cauza vremii nefavorabile, însă, copiii din Dedrad au amânat acțiunea de plantare, cel mai probabil pentru săptămâna școală altfel.